Pentru că unitatea de cazare nu a mai avut camere disponibile, o pereche de pensionare a fost trimisă la un alt hotel din stațiune, iar celelalte două au fost cazate în apartamentul de protocol. Ni s-a promis de la conducerea hotelului și recepție că în 2-3 zile problema se va rezolva. Așteptăm să se rezolve favorabil, întrucât valoarea biletului a fost destul de mare pentru posibilitățile noastre de pensionari și am venit practic pentru tratament, să ne tratăm de reumatism, nu să ne îmbolnăvim de nervi. Sperăm să fie favorabilă și să avem încredere în cuvântul doamnei directoare, precum că maxim joi problema se va rezolva favorabil. Directorul economic al hotelului spune că este vorba de o măsură temporară, dar acest lucru nu încălzește cu nimic pe oamenii care au venit de la sute de kilometri distanță. Au fost probleme și cu acest apartament, adică canapeaua extensibilă era stricată, s-a reparat aseară în jurul orei 21:30. În sfârșit, pentru aseară și pentru o zi, două, înțelegem situația neplăcută, dar nu știu dacă putem să rezistăm 16 zile în această incertitudine. Sunt pentru prima dată în stațiunea aceasta, Giorgiu Băi, și condițiile nu sunt chiar grozave, dar am venit din Galați și suntem foarte supărați pentru că nu am găsit condiții optime de cazare aici la Giurgiu Băi. Am fost prin toate stațiunile țării, dar că aici, cu regret mare, spun că nu îmi convine ce am găsit aici. Pentru seria aceasta nu aveam bilete contractate cu Casa de Pensii din Galați. Au fost din suplimentări, a fost o neînțelegere care cel târziu mâine se va rezolva cu dumnealor, pot să confirme, domnii. Nu cred că e nicio problemă. Înțelegem și orele petrecute pe drum, poate și de la oboseală, poate din mai multe motive, dar s-a rezolvat. Mai avem o cameră mâine să rezolvăm. Spuneați că e o perioadă foarte aglomerată, vin din toată țara. Da, vin din toată țara, sunt foarte, foarte multe solicitări, sunt foarte, foarte multe insistențe, noi vrem să-i primim pe toți, pentru că le place la noi în stațiune. Directorul unității de cazare spune că încurcătura s-a produs la Casa de Pensii Galați și că vor rezolva și cazarea celorlalte două familii în camere de hotel. Contactați telefonic, reprezentanții Casei de Pensii spun că vina nu le aparține. Stațiunea balneoclimaterică Giurgiu Băi este recunoscută pentru apele termale care ajută la tratarea afecțiunilor reumatice, dermatologice ori boli cardiovasculare.